Iar acesta este un tutorial video despre pașii ce trebuie să îi urmați pentru a vă înregistra pe serverul YouTuberilor. Veți avea nevoie de o adresă de e-mail, de preferință nouă, funcționează și una care este deja în uz, o parolă și codul de invitație primit de la ambasadorul sau influencerul alegerii voastre. În momentul în care apăsați pe Start Download, veți avea opțiunea să redownloadați launcherul Madden 2, acest lucru nu este necesar. Crearea contului are loc pe un website în limba engleză și în momentul în care ne conectăm la cont, regiunea va fi setată în funcție de țara în care ne aflăm. Și de îndată ce schimbăm regiunea, vom avea acces la contul nostru de pe serverul YouTuberilor. Pentru a utiliza o adresă de e-mail care este dată deja în folosință, va fi nevoie să vă logați cu datele existente și introduceți codul de invitație, după care va trebui să confirmați din nou contul, să vă relogați și vă va apărea contul nou creat. Deci, gruparea Europa de Est în esență și în caz că nu sunteți siguri sau ceva pare să nu fi funcționat, un relog ar trebui să remedieze orice problemă. Țin să vă reamintesc faptul că sunt permise maxim 3 conturi de persoană, în cazuri excepționale sunt permise mai multe. Dacă sunteți gemeni, tripleți, mai multe persoane jucătoare de Madden în cadrul aceleiași gospodării, va trebui să dovediți lucrul acesta. Nu se va verifica din prima zi, poate nici din prima săptămână, dar când vă va fi lumea mai dragă, riscați să luați bani pentru că nu ați respectat această regulă simplă. De asemenea, vă rog să nu intrați în panică. Codurile vin, nu o să rămână nimeni fără coduri. Puteți apela în continuare atât la mine cât și la ceilalți influenceri pentru un cod de invitație pe acest server. Linkurile din descriere sunt paginile mele social media unde veți putea primi coduri și de asemenea linkul unde vă puteți crea un cont pentru serverul YouTuberilor, îl veți găsi în descriere.